Sumelu Tătaru este medic chirurg, iar din anul 2011 este doctor în științe medicale. A fost director general și manager al Spitalului Municipal din Cluj, senator PNL în mandatul 2012-2016, a absolvit Colegiul Național de Apărare, Academia Militară în 2013 și Institutul Diplomatic Român în anul 2014. Domnul ministru Nelu Tătaru ne va vorbi acum despre un top 5 al problemelor din sistem din perspectiva Ministerului Sănătății. Domnule ministru, vă rog. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Mă bucur să discutăm după o primă etapă a acestei pandemii. Sperăm să nu mai fie și a doua și a treia sa, dacă sunt să fie la o amplitudine mică. Cu toții cunoșteam un sistem sanitar, îl discutam, îl vorbeam, acum s-a și dezgolit, ca să spun așa. Prin tot ce a însemnat aceste două luni jumătate, și eu știu de atitudine a fiecare dintre noi într-un complex de împrejurări cu care nu ne-am mai întâlnit și într-un complex de împrejurări cu care s-a confruntat toată lumea, am putut vedea și defectele, dar și necesitățile pe care acest sistem medical le are. Încercând să fac după această perioadă un top 5 probleme identificate, aș începe cu un management al sistemului, fără forța necesară și de profesionalizat. Și aici voi începe cu Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății, un INSP, un Unifarm, care la nivel de comunicare, la nivel de digitalizare, la nivel de proceduri, nu am văzut nimic clar. Urmează o perioadă destul de grea, ca să spun așa, pentru minister, în evaluarea și corectarea. Suntem într-un moment în care încercăm să reașezăm niște lucruri, modificând niște direcții, comasând alte direcții, regăsim niște atribuții, tocmai pentru a redirecționa ministerul ca și management de forță. Gândiți-vă la un DSP. Un DSP ce a putut să ne scoată la iveală în această pandemie capacitatea. Oarecum deprofesionalizat, lipsit de profesioniști, văduvit de atribuții, rămânând să doar, în acest moment doar să dea niște avize pentru cabinete medicale sau să-l definde, să spune. Uitați-vă că acolo unde a fost anchetă epidemiologică slabă, a tras după el și s-a aplicat de la un DSP slab, la un DSP care la un moment dat a fost populat de unii care nu aveau alte locuri de muncă, nefiind atractiv, dar în același timp fiind, și mă repet, văduvit de niște atribuții. Suntem într-un context în care un DSP nu putea evalua, chiar dacă avea doi oameni, să spun, într-un consiliu de administrație, un management al spitalelor. Un management trecut la autoritățile locale, autorități locale care poate foloseau sau își întorceau ochii spre acest spital doar strict electoral, la nivelul alegerilor sau campaniilor. Am fost într-un moment în care am putut evalua fiecare management pe unde am trecut. Acolo unde am avut manageri, și mă repet, un 10-15% din spitalele românești, și aici nu fac diferențe și cele aflate în subordinea ministerului și cele aflate în subordinea autorităților locale. Acolo am putut vedea o punere în practică a tot ce se întâmplă din 2008, de când avem un plan alb, adaptat la tot ce a însemnat inundații, accidente colective, incendii. Acum era un moment pandemic infecțios. Să găsești în spitale medici, asistenți, fără proceduri, fără protocoale, o dezangajare totală a dialogului între management și corpul medical. Uitați-vă că acolo unde managerul a gândit-o strict, economic, fără a pune pacientul în centrul sistemului sau fără a pune corpul medical ca parte în activitatea desfășurată în management, fără să existe niște subcontracte de management cu secțiile, cu compartimentele, pentru a putea gestiona eficient o anumită activitate, am văzut căderea, dacă la început psihica unui corp medical, căderea managerială și materială într-un anumit timp. Sunt nereguli care trebuie cât mai curând remediate. Suntem într-un moment în care încercăm să peticim, să spunem. Mutăm managementele, ați văzut pe cursul pandemiei, am mers un management
pentru o săptămână, ales de rândul medicilor, care și-au dat demisia la o săptămână, fiind nevoiți să venim cu management militar. Nu neapărat pentru o altfel de medicină, pentru o altfel de rigurozitate și pentru a gestiona un moment de criză. Cred că managementul sistemului este un prim punct în top 5. Al doilea punct, legislația. Avem o lege 95 pe 2006, o lege de 14 ani la care s-au adus peste 1000 de modificări. Cred că acum nici nu mai știm cum arată legea sau care este normalul acestei legi. Cred că pe viitor trebuie să gândim împreună toți, oameni din sănătate, societatea civilă, ce vrem de la medicina românească și care este făgașul ei normal. Rămâne o perioadă pentru fiecare, public, privat, producător de medicamente, farmacist, asociații profesionale, asociații de pacienți, să regândim, să redimensionăm o lege a reformei în sănătate. Este o perioadă care trebuie gândită, care trebuie regândită și să credem că am trecut o nouă etapă. Un punct 3 în acest top ar fi inexistența unui politici investiționale coerente. Gândiți-vă că investițiile s-au făcut pe, eu știu, după cum dorește cineva într-un anumit moment când are o anumită forță și dirigează o investiție într-un anumit loc. Dacă am reușit să încheiem, să contractăm construcția celor trei spitale regionale, trebuie gândit pe o politică sanitară în funcție de necesități și dezvoltarea sau refacerea altor spitale județene, în funcție de zonă, în funcție de adaptabilitate, în funcție de activitatea medicală din zona respectivă. Suntem într-un moment în care deciziile ar trebui să meargă pe termen lung, nu doar decizii de etapă, și deciziile pe termen lung să fie preluate, dacă ne gândim la o politică coerentă. Un alt punct 4, să spunem, ar fi politica medicamentului care trebuie să fie schimbată. Avem un clawback, o politică de preț, o aprovizionare a pieței cu diverse produse necesare. Am putut vedea în această perioadă o instabilitate când vorbeam de clawback, o descurajare a investițiilor românești sau a producătorilor de pe piața românească, o îngreunare a tot ce înseamnă autorizări. Gândiți-vă că politica de prețuri n-a mai fost schimbată de mult. Sunt cereri atât de pe piață, sunt cereri atât ale producătorilor, sunt cereri atât ale pacienților. În acest moment lucrăm la cele trei liste pentru inovative, pentru generice, pentru cele produse în țară. Trebuie să aplicăm printr-un ordine de ministru legislația tocmai pentru acest clawback. Sunt politici care trebuie regândite, nu le putem regândi doar noi, ci trebuie toată industria, farma, toți producătorii și cei interni și importatori să gândim un pic altfel. În decembrie se inițiau niște discuții pe clawback. A venit pandemia, ne-am oprit, au intervenit legislativ, au apărut cele trei propuneri. Cred că trebuie să gândim serios la acest lucru. Și cred că, eu știu punctul 5 cu care o să încheie, punctul 5, cred că cea mai mare problemă pe care o văd eu în acest moment o reprezintă politizarea sistemului. Trebuie să ne gândim la un pact pe sănătate. Avem nevoie de profesioniști. Dacă în acest moment nu îi avem sau nu îi găsim noi, trebuie să îi găsim împreună. Peticim în acest moment cu diverse propuneri, peticim cu diverse experiențe, cu exemple de bună practică, dar cred că nu e de ajuns. Vă mulțumesc!